prea mult motivat pe parcursul lunii aprilie, dragă Berbec. Chiar dacă presiunea de la facultate voi crește, ai șansa de a arăta tuturor de ce ești în stare. Taur, viața ta studențească înflorește ca magnolile din parcul central. Știm că te-ai săturat de urcatul pe colină, dar astrele îți promit multă distracție la mare pe final de lună. Gemeni, știm că inima ta se împarte între cafenea și facultate. Astrele sugerează să nu mai dai atât de mulți bani pe cafea și să mai treci și pe la facultate. Vine sesiunea. Rac, te pregătești să pleci în Erasmus? Se prevede o experiență total unică în viitorul tău. Astrele sunt de partea ta și te încurajează să îndrăznești să experimentezi. Leo, simți că ai nevoie de o schimbare? Acum este momentul. Ia inițiativă. Luna aceasta încearcă să te implici în cât mai multe activități extra. Nu, petrecerile nu se pun. Fecioară, luna asta o să ai parte de suișuri și coborâșuri, însă nu te descuraja. Dacă reușești să-ți gestionezi timpul eficient, ele se vor rezuma doar la urcatul și coborâtul colinei. Balanță. Trebuie să-ți păstrezi echilibru și luna aceasta. În ultimul timp înclin prea mult spre partea profesională. Nu uita că există și o parte sentimentală. Arată-i mai mult atenție partenerului tău. Scorpion, felicitări! Ai reușit să treci peste toate greutățile luna aceasta. Astrele sunt în favoarea ta. Totul e bine când se termină cu bine. Săgetător, mai ușor cu săgețile aruncate spre posibil parteneri. Nici Cupidon. Măsoară-ți cuvintele cu mai multă atenție. O persoană specială se întrevede în viitorul tău. Capricorn. Știm că îți dorești foarte mult ca semestrul viitor să iei bursă, dar nu uita că ai niște prieteni care nu mai știu cum e să stea de vorbă cu tine. Fă-ți timp și pentru ei. Vărsător. Nu mai fi așa visător. Varsă-ți toată atenția asupra realității. Luna aceasta, ai mai multă grijă la ce se întâmplă în jurul tău. E timpul să conștientizezi lucrurile care se întâmplă în viața ta. Pești, nu te simți în apele tale luna aceasta? Astfel îți recomandă o schimbare de direcție către ape mai liniștite. Caută compania unor persoane care te fac să te simți în largul tău.